Pompierii Gorjeni au fost solicitați în ultimele 5 zile să intervină pentru stingerea 5 incendii de vegetație uscată izbucnite în localitățile Mușetești, Motru, Crușeț, Nova și Târgu Jiu. Din fericire nu au fost victime, dar aproximativ 2 hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări. Toate incendiile au fost în apropierea locuințelor și numai intervenția promptă a pompierilor a făcut ca focul să nu ajungă la acestea. Facem un apel pentru a-i determina pe cetățenii să renunțe la igienizarea terenurilor prin incendiere. Primăvara ne face cu ochiul, dar calendarul ne spune că suntem încă în plină iarnă. Mult așteptatul soare a scos oamenii la muncă în gospodării și iată că au început și problemele, incendiile de vegetație, anunță reprezentanții ISU Gorj. Arderile de vegetație sunt interzise, iar nerespectarea prevederilor legale se sancționează cu amenzi de până la 2500 de lei. Pompierii reamintesc faptul că arderea miriștilor vegetației uscate și resturilor vegetale se efectuează numai după obținerea permisului de lucru cu focul, document care se eliberează de către Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, constituit la nivelul autorităților publice locale sau persoana desemnată în acest sens.